În martie recent, formația Emil a atins cota celor 17 ani de viață artistică, albumele apărute și sutele de concerte fiind dovada cea mai clară că muzica lor place, place mesajul pe care îl transmit prin fiecare apariție scenică, prin culoarea rock-ului pe care îl promovează și în care se regăsesc stiluri precum punk, ska, reggae, dub sau upsteady. Diseară îi puteți vedea și asculta în clubul expirat Harele Carol, acesta fiind și motivul pentru care schimb acum câteva cuvinte cu chitaristul Gabi Georgescu. Te salut, Gabi! Salut, salut, ție și ascultătorilor! Mulțumim frumos, în primul rând, pentru introducerea și cuvintele frumoase folosite la adresa noastră. Înseamnă foarte mult. Cu plăcere, Gabi, și la mulți ani pentru cei 17 ani. Mai aveți puțin și atingeți majoratul. Mulțumim frumos și sperăm cumva să ajungem să facem 50 de ani. Ar fi ceva interesant. Au trecut 17 ani în care muzica voastră se regăsește pe cele 4 albume, ultimul dintre ele fiind cel din 2015, intitulat Imens. Concertele voastre de acum îi continuă promovarea sau vă interesează și prezentarea noilor compoziții marca Emil? Și, adică ne-am avut în perioada aia, în 2015-2016, un turneu de promovare a albumului, un turneu prin mai multe orașe din țară. Numai că această promovare a fost întreruptă de faptul că toboșarul nostru, care a stat alături de noi 16 ani, undeva în decembrie 2016, a decis să meargă pe alt drum muzical de comun acord cu noi, prietenește, și am rămas practic fără toboșar. Avem un toboșar nou, am repetat foarte mult cu el și acum reluăm practic seria asta de concerte, dar între timp am făcut și melodii noi. Și atunci o să facem un medley între melodii foarte vechi, melodii de pe albumul Imens și melodiile noi. Cumva facem trecerea spre un viitor album, care sperăm noi toamna 2017, cel târziu primăvara 2018. Pe acest lucru se vor concentra concertele noastre din 2017. Cum îl cheamă pe toboșar și unde a mai cântat? Pe toboșar îl cheamă Chester, este din Ploiești, a mai cântat în proiecte micute prin Ploiești, chiar la un moment dat de povestea la asta, o întâmplare destul de plăcută, că el a cântat cu noi pe scenă undeva în 2005-2006, noi nu mai ținem minte acest lucru, într-un concert din Ploiești, el cânta în perioada respectivă la tobe într-o formație locală, dar a cântat cu noi pe scenă la voce melodia pisica, noi de asta nu mai știm. Și culmea, după 12 ani, uite că a ajuns la noi informație, el foarte mult a activat și în afara țării, a fost într-o trupă de emo punk rock din Londra, după care a susținut niște show-uri pe Broadway în Statele Unite. Și acum s-a întors în România și este cu noi în această nouă formulă Emil. Cât de importantă este relația voastră cu publicul care vine la concerte? Păi cea mai importantă. Este cam la același nivel cum sunt relațiile între noi ca oameni și muzicieni, ca formația să funcționeze, să transmită un vibe bun, atât de importantă este și relația noastră cu publicul. Fără ei noi nu am existat, fără ei noi nu am putea scoate albume, noi n-am putea avea concerte. Dacă nu ai concerte din care lumea să plătească un bilet la concert, din banii respectivi îți tragi un album. Deci, practic, noi depindem foarte mult de public și respectăm foarte tare și pentru ei facem ce facem acum. Vă mai interesează și concertele acustice sau vă place mai mult forța pe care o dă electricul muzicii voastre? Nu, ne place mai mult forța pe care o dă electricul, dar în ultimul timp, într-adevăr, am participat la mai multe evenimente acustice, undeva prin cluburile Fire Club și Expirat. Totuși, cel mai aproape de sufletul nostru este un concert electric. Este o forță mai mare, o atmosferă mult mai bună și plăcută. Și ceea ce vreau să subliniez iarăși, că diseară chiar o să avem primul concert electric în anul 2017. De fapt, este și primul concert cu noul toboșar. Mulți ani fain, Gabi Georgescu, să aveți o primăvară și o vară strălucitoare, iar diseară succes total. Mulțumim frumos și vă așteptăm diseară la Club Expirat la ora 21 să facem o seară memorabilă.